În 1 Corinteni, capitolul 11, începem citirea cu versetul 20. 1 Corinteni 11 cu 20, să fim cu luarea minte asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia. Așa că unul este flământ, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat, sigur n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Iubiții mei, frați, surori, dragi prieteni, dragi oaspeți ai casei lui Dumnezeu, ne găsim astăzi, în data de 5 mai 2013, e zi de sărbătoare la noi, la biserică. Am stat și m-am uitat la început cum sala se umple, cum locurile se completează. Mă uitam în dimineață la oamenii de ordine, cum aduceau scaune, mai puneau un rând de scaune, mai puneau unul. Frații vineau, surorile, prietenii noștri vineau, ca la o zi de sărbătoare. De aceea, tuturor care sunteți astăzi în casa Domnului, care suntem astăzi în casa Domnului, și celor veniți din țară, și celor veniți din alte biserici, și celor din Arganda, și tuturor vă spunem în această zi de sărbătoare un bun venit în casa Domnului. Și Domnul să vă binecuvinteze. Avem o sărbătoare dublă, așa cum frații spuneau în ziua de astăzi. Avem sărbătoare pentru că este cina Domnului și avem sărbătoare pentru că în România, și nu numai în România, sunt aproximativ 5 țări în lume care sărbătoresc Paștele astăzi. Veneam ieri de la lucru cu unul din colegii mei, ucrainian din România, și spunea: mâine vor fi Paștele. Și l-am întrebat: și voi, ucrainienii, sărbătoriți Paștele? Da, la noi, zice, mâine sunt Paștele. La ruși, la fel,
la români, la bulgari, la greci. Sunt câteva țări care țin Paștele astăzi. Nu despre asta vreau să vorbesc în ziua de astăzi. Și pentru că timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, vrem să intrăm în mai în plin, așa, în Cuvântul lui Dumnezeu. Am subliniat ziua de astăzi din textul care l-am citit din Corinteni, capitolul 11, un cuvânt care ne cheamă și ne îndeamnă în versetul 29, care ne cheamă să deosebim trupul Domnului. Și de la început, fără multă introducere, îndemnul meu, sau cum să-i spun, titlul predicii din această zi, este acesta. Deosebiți trupul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sunt multe lucruri care le asociem, le combinăm, le unim. Dar sunt tot atâtea lucruri care trebuie să le deosebim unele de altele. Și aș vrea să pornesc în ziua de astăzi de la un lucru frumos. Nu evitând pe cele negative, dacă Domnul îmi va da în ziua de astăzi să vorbesc și lucruri negative, sunt folositoare toate pentru noi. Aș vrea să pornim de la un lucru care Cuvântul Domnului ne învață de altfel. În Petru 5, 2 Petru, capitolul 5, începând cu versetul 13, sunt cel puțin 5 virtuții creștine care noi trebuie să le unim, trebuie să le asociem și trebuie să trăim în ele. Cuvântul Domnului ne spune în Petru, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu înfrânare, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, dragostea de frați și iubirea de oameni. Dumnezeu să ne binecuvintează la aceasta. Să unim toate aceste virtuți și în ziua de astăzi ne vom da seama că lipsind una dintre ele, noi vom ajunge într-o stare, așa cum spune Petru, vom ajunge să alunecăm, vom ajunge să cădem. De altfel, el spune în continuare că dacă împliniți aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leniși, nici neroditori în ce privește cunoștința adevărului. Și apoi tot el spune, dacă veți face astfel, nu veți aluneca niciodată. În mersul nostru trebuie să recunoaștem adeseori că ce avem alunecări, avem clătinări, ne împiedicăm adeseori. Așa e mersul acesta pe calea pocăinței. Dar, Doamne, păzește-ne să nu cădem. Nu putem evita unecările. Nu putem evita piedicile care ni se pun să ne împiedicăm de ele. Nu poți să nu te clati într-o lume în care trăim noi. Dar Domnul poate să ne păzească de cădere. Dacă totuși
câteodată mai cădem. Avem un cuvânt care spune, Domnul a spus așa, nu spun eu, cel neprihănit de 7 ori cade. Și Dumnezeu este cel care îl ridică, glorie Domnului. Dar nu aș vrea să cădem. Așa de greu când caz. N-aș vrea să cădem. Și pentru ca să nu cădem, să nu alunecăm niciodată, haideți să unim aceste virtuții creștine. Nu numai credință, să se vadă din credința noastră, să se vadă faptă. Nu vrem să trăim în necunoștință și cunoștința să fie una dintre virtuțile care să ne însoțească. Răbdare, evlavie, să avem dragoste de frați, să avem iubire de oameni. Doamne, ajută-ne la aceasta pentru ca să nu mai alunecăm. Sunt lucruri care trebuie să le îmbinăm, sunt lucruri care trebuie să le unim în viețile noastre. Dar tot astfel, sunt lucruri care trebuie să le deosebim. Și al doilea test. Al doilea principiu sau a doua idee de la care vreau să pornim în ziua de astăzi. Ne-o spune Ieremia. În capitolul 15 cu versetul 19. Și acolo cuvântul Domnului ne vorbește să facem deosebire între lucruri. De altfel, deosebiți trupul Domnului nu e singurul lucru la care ne cheamă cuvântul Domnului să facem deosebire. Și acolo spune cuvântul Domnului căci dacă vom deosebi ceea ce este de preț de ceea ce este fără de preț, vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom fi ca gura lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Vrei să stai înaintea lui Dumnezeu și să rămâi înaintea lui Dumnezeu? Deosebește lucrurile de preț. De ce are fără de preț? Evaluează fiecare lucru care îl întâlnești. Fiecare situație. Orice ți se pune înainte, orice ofertă. Evaluează. Dă-i valoare. Cântărește-le bine. Și vezi, are preț. Merită sau nu merită. Dacă vei deosebi ceea ce e de preț, deci fără de preț, vei sta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiții mei, frați și surori, aș vrea ca lumina Domnului să pătrundă în viețile noastre mai mult decât cuvântul Domnului care putem să-l auzim în ziua de astăzi. Ci lumina Lui să lumineze interiorul nostru a fiecăruia. De altfel, când vorbim despre sărbători, nu știu la care sărbătoare să ne referim în ziua de astăzi. Cuvântul Domnului asociază în Luca 22 cu 7, așa de mult le asociază, unește ziua praznicului azimilor cu Paștele și cu cina Domnului, de parcă ar fi una. A fost toate în același timp. Și
Spune cuvântul Domnului ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și chiar în ziua aceea, Domnul a instituit cina Domnului. În continuare, cuvântul vorbește în Luca 22 despre felul cum a decurs cina Domnului. N-aș vrea să fie pentru noi ceva istoric, ceva doar să cunoaștem. Aș vrea să fie pentru noi ceva provocator, ceva care să ne determine, să ne motiveze și când vom pleca de aici, nu să ne aducem aminte doar căci vorbește Exod, capitolul 12, așezarea Paștelor și vorbește pentru prima dată atunci în Scripturi despre Paște. Exod, capitolul 12. Și de atunci, de milenii, se tot vorbește despre Paște. A instituit data, a instituit acolo felul cum trebuia să se facă Paștele. Și s-a spus clar, în ziua Nisan, ceea ce la noi corespunde cu luna aprilie, în ziua Nisan, în ziua 10-a, în luna Nisan, să luați un miel. Un miel pentru fiecare familie, spune acolo. Și dacă este mult un miel pentru o familie, să se adune mai multe familii pentru ca să poată să mănânce un miel. Și mielul acesta trebuia ținut 4 zile. Și trebuia jertfit doar în luna 14-a. 4 zile puteai să te uiți la miel, puteai să-l analizezi, dar în luna 14-a, după 3 zile, el trebuia jertfit. Noi știm că avem cina Domnului și poate ne-am hotărât un post, o jertfă, rugăciuni, viață sfântă. Și am stat și am privit spre mielul nostru, care este Iisus Hristos. Ne-am uitat la El. Ne-am uitat la cuvântul Lui. Am căutat să ne conformăm. Dar a venit ziua 14 în care trebuia jertfit. Pentru noi a venit ziua în care noi trebuie să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Facem noi deosebire între noi, cum suntem și cum ar trebui să fim, deosebim noi trupul acesta Domnului Iisus Hristos? Găsim ceva diferent? Vedem că ar trebui să fim altfel? Cuvântul Domnului nu-ți vorbește numai acum când ești de la cină. Să te împărtășești sau să nu te împărtășești când te apropii de trupul Domnului. Ci El are un cuvânt, are un răsunet mult mai vast, mai larg. Tu trebuie să privești zilnic. Noi trebuie să ne sfințim zilnic. Noi trebuie să ne corectăm zilnic. Amin. Privind la mielul acesta, aleluia, care este Iisus Hristos, aleluia, glorie Lui. Nu aceasta are mare importanță când au fost sau când sunt așezate Paștele, data. E deosebire și acum între Paști și sărbători. Națiunile fac deosebire de o țară la altă. Nu aceasta este importantă. Ne întrebăm. Și pe mine mă întrebau unii câteodată,
Da, dar de ce nu spaști niciodată? De aia, pentru că au fost unii împărați, au fost unii așa zis creștini, care până la o dată anumită toți le aveau o dată. Învierea Domnului se sărbătorea o dată. Dar s-a ridicat un împărat roman numit Iulian, pe care istoria bisericii îl numește Iulian Apostatul, care a schimbat data. Unii au rămas la data veche, unii au schimbat după calendarul gregorian, alții după calendarul lui Iulian. Și s-a făcut schimbarea aceasta. Nu aceasta este foarte important pentru noi. Important este cum deosebim noi lucrurile, cum deosebim trupul Domnului. Mă gândesc la orașul meu și acolo suntem așa, amestecați, maghiari și români. Și era o unitate așa, o ceva frumos între români și maghiari. Stau în partea veche a orașului și acolo sunt care locuiesc de zeci de ani împreună și mi-aduc aminte sărbători ca aceasta, ei se uneau. N-ai fi văzut un ungur să meargă la lucru în ziua Paștilor Românești sau un român să meargă la lucru în ziua Paștilor Ungurești, se respectă, se unesc. Știți ce fac? Ies la stradă, împreună, povestesc, stau, beau, joacă cărți, discută. Și m-am întrebat, e o unitate, parcă aparent, pare ceva frumos, așa. Mănâncă miel, mănâncă sarmale, beau vin. Parcă apare pentru ei ceva obișnuit și te uiți la ei, zici, ce fain să împacă românii cu ungurii, ce fain să respectă. Te uiți așa la ei. Dar, revenim la titlul predicii din ziua de astăzi. Deosebiți trupul Domnului. Oare asta ne-a învățat Domnul? Așa să ținem sărbătorile? Deosebim trupul Domnului? Sau așa trebuie ținute sărbătorile? Merge Isaia. Foarte deschis, foarte așa tăios, în capitolul 1, el vorbește un cuvânt care pentru noi aș vrea să aibă răsunet în ziua de astăzi. Spune Isaia, nu pot să, așa vorbește Domnul, zice el, nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Sunt frumoase sărbători. Sunt frumoase Paștele, e frumoasă cina Domnului. Dar Domnul nu poate să vadă sărbătoarea unită cu nelegiuirea. De aceea, revin. Faceți deosebire între trupul Domnului. Căci dacă nu deosebiți trupul Domnului, ne spune cuvântul Domnului în Corinteni, mâncăm și bem. Fie că e la Paști, fie că e la cină. Mâncăm și bem și ne osândim. Doamne, dă-ne lumină în privința aceasta. Ca să deosebim cu adevărat trupul Tău. Vorbeam cu unul dintre colegi și aș vrea să aduc un exemplu negativ, dar s-ar putea cuiva să-i prindă bine și exemplele negative. Și îmi spunea așa,
Am un coleg care s-a botezat, dar el și via. Și spunea el, colegul acesta era nepocăit. Și mai mult am auzit că nu numai că bea, dar să și împărtășește la biserică. Cuvântul Domnului ne învață cu un capitol înainte să deosebim paharul Domnului de paharul. Cam greu de spus, dar așa spune Biblia. Paharul Domnului și paharul dracilor. În cinstea cui bei când bei și închii? Iubiții mei, frați și surori, să ne rugăm Domnului să ne facă, să ne ajute să facem deosebire între lucruri. Amin. Să deosebim pahar de pahar, să deosebim trupul Domnului de alte lucruri. Doamne, dă-ne lumină în privința aceasta. Să unim ceea ce este de unit, dar să deosebim. Și numai să deosebim. Să și despărțim ceea ce de despărțit. Aș vrea să rămân aici, la acest gând, la aceste cuvinte. Nu înainte. De a vă aduce aminte un cuvânt care de altfel dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. În Maleah, capitolul 3, versetul 18, spune cuvântul Domnului că va veni o vreme când se va face din nou deosebire. Dacă tu deosebești, și Domnul te va deosebi. Și Domnul a spus, a făcut o deosebire la Paști, când a izbăvit pe poporul lui Israel din Egipt, i-a deosebit pe ei de egipteni. Dar vine vremea când se va împline acest cuvânt pe care l-a scris prorocul Maleah. Atunci se va vedea din nou deosebirea dintre cei care au slujit lui Dumnezeu și cei ce n-au slujit. Dintre cei răi și dintre cei păcătoși. Cuvântul Domnului ne-o spune. Așa se încheie Vechiul Testament. Noul Testament se încheie cu un cuvânt care este dur, dar folositor. Pe ultima pagină a Scripturii stă scris: cine e sfânt să se sfințească și mai departe. Cine e nedrept să fie și mai departe de drept. Cine e închinat, să se închineze și mai departe. Dar cine e fără prihană, să fie și mai departe fără de prihană. Și repet, cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Doamne ajută-mă în această lume.